O tânără de 24 de ani și un bărbat de 30 de ani, ambii din comuna Carastelec, s-au ales cu dosar penal pentru furt calificat, după ce au sustras de pe tarlaua unui localnic 300 de kilograme de porumb. Hoții au fost prinși, iar celealele predate păgubitului. În timp ce se aflau în serviciul de patrulare pe raza comunei Carastelec, polițiștii din cadrul postului de poliție au prins în flagrant două persoane, o tânără de 24 de ani și un bărbat de 30 de ani, în timp ce transportau cu căruța cantitatea de 300 de kilograme de porumb. Din verificări s-a stabilit că porumbul a fost sustras din tarlaua unui localnic. Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei păgubite. În cauză, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de furt calificat.